Trebuie să ținem cont de interesele femeilor. Mai mult atenție celor care lucrează pământul, că suntem țară agrară. Toți copiii să aibă locuri în grădinițe. Pensii mai mari pentru bătrâni. Condiții mai bune pentru studenți. Acces în instituții și condiții egale pentru persoane cu dizabilități. Avem nevoie de o medicină dezvoltată pentru o națiune sănătoasă. Am notat. Supun votului propunerile. Unanim. Vă mulțumesc, am înțeles ce aveam de făcut. Ne apucăm chiar de azi. Până în 2030, să raportați despre realizarea tuturor obiectivelor. O viață mai bună pentru toți până în 2030. Obiectivele globale. Campanie susținută de Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite.